Laura Lavric, celebra solistă de muzică populară care recent a sărbătorit 75 de ani, a dezvăluit tariful pe care îl percepe la o nuntă, unde ridică încă de la primele acorduri toți nuntașii în picioare. Ea a explicat și de ce nu și-a micșurat onorariul în pandemie. Am început cântările acum 2 luni, țin petrecerile de vinerea până lunea. Nu pot să scad la bani, că tot atât muncesc ca în alți ani. Cine mă vrea să deschidă punga? Merg cu fiul meu când câte 2 ore. Luăm cam 3.000 de euro. El îmi pune negativul, îmi știe repertoriul. Duminică mai am 2 nunți. Pe 1 și 2 octombrie sunt așteptată la Roma, dar să văd dacă se va mai merge acolo, a declarat artista. La acest aniversar, Laura Lavric a dezvăluit și micile ei secrete cu ajutorul cărora reușește să păcălească trecerea timpului. Să știți că nu mă duc la cosmetică, merg doar la coafor ca să-mi vopsesc părul, genele și sprâncenele. Nu mă fardez, eu mă dau doar cu puțin ruj și nu folosesc vreo cremă de firmă mare, ci mă dau doar cu daia din cutia albastră de tablă. Mă învățați o solistă în turnee, dar eu mă îmbunătățesc cu vitamina A, uleioasă de la farmacie, a mai declarat artista Laura Lavric.